Dragobetului vine de undeva din sudul țării, mai precis din Oltenia, și însemna o sărbătoare care deschidea anul calendaristic de primăvară, ca să spunem așa, spre deosebire de anul oficial care începe la 1 ianuarie. Ce să-i spui, Dragobete și Valentine's Day, nici unul, nici altul, la noi aici în Bucovina, parcă nu bate bine nici unul, nici celălalt. Noi români, e mai important Dragobetele. De ce? Pentru că este o sărbătoare tradițională a noastră și care o ține de tată în fiu. Dragobetele înseamnă o sărbătoare, zic eu, destul de importantă pentru români, care în ultima vreme au prostul obicei de a importa anumite sărbători din alte părți, cum ar fi Valentine's Day. Dar pentru români, Dragobetele cred că înseamnă exact același lucru care înseamnă pentru americani Valentine's Day, ziua îndrăgostiților. Interesant este pentru român viața de zi cu zi. Ce simți din trecut și până în prezent, simți și din prezent pentru viitor. Respectiv, pentru faptul că ceea ce ai în lăuntru tău, și sufletește și psihic, vei simți cum ai simțit în trecut, vei simți și în viitor. Este o sărbătoare a dragostei, o sărbătoare a iubirii, în sensul popular al cuvântului. Nu, persoana iubită nu e decât... Deci la mine sunt două. Fata și nevastă mea. Fata să-i arate bărbatul și lui nevastă mea să încerc eu. Cadouri? Om vedea. Da, mi se pare corect. Sigur, există un calendar popular și un calendar oficial. Dragostea, dacă o ai pentru cineva, nu este dragoste de trecut și dragoste de viitor. Teoretic, așa e corect să-i înveți, dar ei iau acum, nu mai se iau după aia bătrâne, ei se iau după stilul ăsta nou de viața lor. Ai cum să-i impui. Se poate să ține și una și alta. N-am ce să-i explic lor. Acum să stai să încep să vin cu ideile lor. Asta e. Multe dintre tradițiile acestea au fost perpetuate peste ani. Numai că, din păcate, noi românii am preferat să luăm tradiții străine de cele autentice ale noastre. În mare parte, da, așa este. Am cam uitat tot. De la generație la generație se cam pierd. Așa este. Ce ar trebui să facem? Puțin educație. Lipsește? Lipsește. Lipsește cu desăvârșire de acolo, așa. Nu, nu mai avem. Nu există respect, nu mai există așa cel bun simț din familie. Am devenit așa, cum să spune, prea sintetici. Trebuie o zi specială pentru a-ți arăta dragostea? Nu. Asta este o chestie în care în fiecare zi trebuie să arăți partenerului de viață că totuși mai ții la el. Cred că fiecare își dorește ca pentru persoana iubită să ofere un cadou mai special, probabil, și cu acest Dragobete, sărbătoare specific românească. Da. Este o dragoste constantă, o dragoste care, dacă o ai pentru cineva, o ai pentru totdeauna, nu este o zi anumită.